unui eveniment de excepție. Rodul muncii unor copii extraordinar de talentați. Să știți că și eu sunt emoționată și mă gândeam acum, este atâta aglomerație în oraș, iată, sunt evenimente importante, Crossul 15 noiembrie, un moment de sărbătoare pentru tot Brașovul și cumva acest proiect vine să încununeze, dacă vreți, aceste activități. Așadar, bine ați venit în acest proiect Dansând cu Natura. Aș începe cu un citat. Când omul a iubit natura, aceasta l-a răsplătit cu armonie. Este un proiect derulat de Asociația Teo Emidor și implementat într-o perioadă, spunem noi, în care am avut timp să vedem ce înseamnă această conexiune între artă, iubire, natură. Vorbim despre perioada 26 iulie 30 noiembrie. Motivația a fost aceea de a transmite și apoi de a transpune prin dans conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitate, pornind de la cei mai tineri copii. Ei sunt vectorii noștri de imagine, ei sunt cei care au nevoie să învețe de la noi niște principii, un mod de a trăi care să facă parte și să-i conducă într-un stil de viață. Iată, trebuie să spunem atât. Proiectul este cofinanțat de municipiul Brașov și este realizat în parteneriat cu Asociația pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Județean Școlar Brașov și Centrul Cultural Reduta. Aș vrea, înainte ca ei să vină aici în fața dumneavoastră, să-i întâmpinați cu multă căldură, cu multă bucurie și cu aplauze puternice, aplauzele fiind răsplata cea mai de preț pentru, nu doar pentru cei mai mici, chiar și pentru cei mai mari artiști. Așadar, în momentele care urmează, vă las în compania unui spectacol inedit pregătit, iată, de Asociația Teo Emidor, Dansând cu Natura. Mulțumesc!
Thank you.
sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up.
Can't find my fear. Days and
newborn. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head space. But I know someday I'll make it louder. I feel even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one. If wanna feel the love outside, can't find my fear. Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home.
Nile land. It's a faraway place where the caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. As you wind through the streets at the fabled bazaars with the cardamom cluttered stalls, you can smell every spice while you haggle the price of the silks and the satin shawls. Oh, the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight. You are caught in a dance, you are lost in the trance of another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days, more often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. Arabian nights, like Arabian dreams, this mystical land of magic and sand is more than it seems. A road that may lead you to good or to grief, through the power your wish and command. Let the darkness unfold or find fortunes untold. Well, your destiny lies in your hands. Only one way to hear. One knows where it lies far within. The diamond in the rough. Arabian Nights. To excite, take off and take flight, to shock and amaze. Arabian nights, neath Arabian moons, a fool off his guard, could fall and fall hard, out there on the Thank you.
This the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Tell the promoter we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. To Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you up. Would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover? Would you be my American boy? American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to Chicago, San Francisco, Bay. Thank you.
봐. Doamnelor și domnilor, sunt convinsă că ați avut parte de multă, multă sensibilitate. Ne-au transpus într-o altă lume. Așa este? Da! Aud acolo un da. Parcă nu prea sunteți siguri, dar să știți că eu priveam în spate și m-am emoționat. Să vezi această formă de dans extraordinară, dansând cu natura, un concept nu e inedit, dar este o conștientizare. Să știți că în desfășurător aveam un alt text, aveam ceva pompos, ceva așa științifico, fantastic, dar nu, mi-am dat seama că tot ceea ce se întâmplă ține de noi. Eu vom urca așa, începem cei pe scenă, vor opre scenă, nu doar cu prezența lor și cu tot ce înseamnă carisma, ci cu toată energia pe care au contribuit-o și au depus munca lor în tot acest concept. Aplauzele, să știți că nu sunt suficiente, pentru că ce au făcut ei.
clienți iese din zona concertului dată și au venit să mărgă aceste evenimente dar sunt în natura. Au fost aici în fața dumneavoastră copii din peste 10 școli brașovene care au acceptat această idee, această propunere și s-au manifestat iată și au umplut scena. Mai mult decât atât, trebuie să-i felicităm pentru tot ceea ce au realizat, așa cum ați văzut în foyer, avem exponate realizate de ei în cadrul workshop-urilor tematică de asemenea, dar sunt în natura. Mai mult decât atât, este iată un element de conectare. Mai mult de atât, atunci când noi nu mai dansăm cu natura, când nu mai respectăm natura, de fapt alegem să nu ne mai iubim pe noi. Trăind în armonie cu natura este o dovadă de iubire față de noi înșine. Și acum, doamnelor și domnilor, îmi revine deosebită plăcere și bucurie de a chema în fața dumneavoastră echipa care a stat în spatele acestui eveniment deosebit și important pentru noi toți și pentru comunitate, mai ales că tot vorbim despre mediu și despre protejarea lui și despre viața sănătoasă. Așa că, bineînțeles, avem coreografie, avem concept. Prin urmare, dați-mi voie să invit în aplauzele dumneavoastră doamna profesoară Anca Iuga, Centrul Cultural de Educa. Iată de la Casa de Cultură a Studenților din Brașov. Să știți că un proiect nu ar funcționa dacă nu ar avea în spate o echipă puternică, motivată să treacă dincolo de barierele perceptuale ale publicului. Știți că există o vorbă, dacă te uiți în stânga și în dreapta, ești tentat să nu mai faci nimic în fiecare zi. Singura șansă să poți să realizezi ceva este să te raportezi la tine, la ce știi să faci și la divinitate, ca tu să poți să-ți duci munca la bun sfârșit. Așadar, în continuare, îl invit alături de noi pe domnul Lucian Gheorghe, managerul acestui proiect Dansând cu Natura. Felicitări și aplauze pentru ei. Aici, alături de noi. Și acum, desigur că da, trebuie să spunem că acest proiect a fost realizat cu sprijinul primăriei municipiului Brașov, bineînțeles, cofinanțator al acestui proiect. Dar, înainte de orice, așa se întâmplă la final, să mergem în aplauze, să mergem în armonie și să mergem cu bucurie și cu binecuvântare, că iată se realizează încă un eveniment frumos. Dați-mi voie să chem în fața dumneavoastră doi oameni, soț, soție, o echipă fantastică, cunoscută vouă dumneavoastră, balerinii Emilia Mirea și Dorin Mirea, președinte, vicepreședinte ai Asociației Teodor. Iată, mai mult decât un curs, mai mult decât o familie, ei nu își aparțin unii altora, ci aparțin comunității balerinilor, comunității celor care au ales să trăiască și să adopte baletul un stil de viață. Mai mult decât atât, aș vrea să știți un lucru. Am spus că nu o să vorbesc despre lucrurile astea sensibile și asta chiar nu face parte din niciun desfășurător. Și la revedere, desfășurător, că nu ne mai trebuie. Dincolo de toate, o cunosc pe Emilia de ceva vreme. Îi cunosc pe majoritatea dintre dumnealor, toți cei care sunt aici pe scenă. Aș vrea să spun atâta. Emilia, Mirea, hai te rog în față. Pe Domnul nu-mi permit să-l iau lângă mine, dar pe tine îmi permit, da? Îmi dați voie. Vreau să o aplaudați, cum n-ați mai aplaudat. Și vă spun de ce, pot să te iau și dacă nu pot o să fac. Pentru că este mama unui copil care, bineînțeles, știți că vă spun numai o poveste, face parte, se încadrează în copiii care au tulburări din spectrul cu autism. Dar nu știu dacă este o mamă, pentru că nu știu dacă cunoaște cu adevărat emoția și trăirea unei mame. Atunci când ai un copil care are o astfel de tulburare, tu nu mai știi ce ești. Nu știi dacă ești mamă, nu știi dacă ești ghid, nu știi dacă ești terapeut, nu știi dacă să ești fii profesionistul, balerinul Emilia Mirea. Știu doar că Emilia Mirea s-a transformat într-o forță care a ales să adune toată această nebunie în care este angrenată alături de Dorin Mirea, aici în față, vă rog, și se transforme toată această poveste, această lecție de viață, într-o inspirație pentru
colaboratorilor pentru copiii pe care Alex îl îndrume cu delicatețe, cu sensibilitate și cu multă binecuvântare. Alexandra Grancea, sunt fost onorată să fiu parte din acest proiect, iată, în calitate de prezentator, moderator, prieten, nici nu știu ce sunt. Ideea este că sunt aici cu ei și astăzi mi-au servit o lecție extraordinară. Sensibilitatea, respectul și binecuvântarea nu pot fi cumpărate, nu le găsim la raft. Ele sunt în noi, trebuie doar să căutăm și să facem uz de ele, din ce în ce mai mult. Sper că a fost o inspirație pentru dumneavoastră, iată, dansând cu natura.